Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Sturza, ora de veche, studio Epoch Times, sezonul 10. Rețineți 10 sezoane de ora de veche, nu știu cum de nu mi s-a urât. Probabil pentru că avem multe de spus și România are nevoie de adevărul și foarte puțin le mai rostesc. Sunt fericită că sunt alături de Adrian Sturza aici, că dăm startul la un nou sezon și că să sperăm că acest sezon va aduce nu doar nouă, nu doar veghetorilor, ci și României lucruri ceva mai bune. Deși, dacă ne uităm la orizont, numai bine nu se vede. Bună seara, Adrian! Bună seara, Nicoleta Savi! Bună seara tuturor! România am lăsat-o cu o coaliție, am găsit-o cu o nouă coaliție, că așa mi se pare mie că USL 2 nu e declarat, dar există și trebuie să fii ipocrit sau aliniat ca să nu o identifici și să nu pui degetul pe ea și să spui ăsta e USL 2, compus din PSD și Partidul Național Liberal, nu e prima dată, ni s-a mai întâmplat în istorie. Avem un USR plus June, care nu prea are experiență și se comportă uneori fără de, precum niște juni din ăștia, care încă nu s-au rodat în politică, dar care au fost expulzați ca măselele stricate, pentru că aduceau alte uzanțe într-o politică anchilozată, în metehne. Și ce mai avem? Și o restaurație, o grupare care dorește să înlăture regimul lui Iohannis, nu-i așa? Formată din Mileș. De grupul pentru apărarea democrației, ce am făcut să le cade pe scaun. Da. Ăștia vin cu restaurația, nu? Eu sunt niște, să fiu un pic acid aici, cred că sunt niște prostate obosite pe acolo, care nu mai poate să doarmă noaptea, scoală interlocutorii. Asta una la mână, iar a doua niște băieți tineri, niște lupi tineri ai tranziției veșnice a României, care sunt și ei pe acolo între țesus. Dar ajungem și la ei, că sunt de diferite vârste și calibre acolo. Era un soi de a trece prin revistă ca ce se întâmplă în interne, că în externe tu știi mult mai bine decât mine. În externe cred că aș vrea să discutăm niște lucruri care s-au întâmplat și care sunt puțin, care au consecințe pe termen lung, pe care unele dintre ele cred că sunt greu de imaginat. Una ar fi, bineînțeles, retragerea din Afganistan. E cam târziu pentru asta, dar totuși există niște lucruri care merită punctate aici, pe care nu le vorbește mai nimeni. Și ce înseamnă asta pentru Europa? Că există niște consecințe în Europa, care s-au și văzut ieri la Bruxelles. Aș vorbi despre ce se mai întâmplă cu pașapoartele de imunitate, despre care tot auzim de aici încolo. Iată că și azi le-au băgat pe gât românilor de la 3 la 1000 în sus. Și lucru pe care nu le vorbește iarăși nimeni. Aș mai bineînțeles că Eva, nu poți să nu vorbești despre cel mai mare scandal al momentului la Washington, și anume niște acte pe care eu le consider de trădare a celui mai titrat general din armata americană, care a sunat kidnap în niște condiții absolut dubioase, dar și o știre pe care am văzut-o comentată doar în Adevărul de domnul Unteanu, care ori se pricepe, ori citește și Epoch Times, și care de fapt e cea mai șocantă și cu consecințele, mă rog, cu consecințe destul de grave la adresa zonei de pe aici, mai ales din Orientul Mijlociu, care ne vor privi consecințe într-o măsură sau mai mare sau mai mică și este absolut necomentată. Aș mai vrea un pic să pocnesc subiectul China, unde avem un gigant de imobiliare care este în curs de prăbușire și despre care nu scrie nimeni. Toată lumea pune batista pe țambal și e o firmă gigant cu o datorie de 300 de miliarde de dolari, n-are cum. Și o bancă din umbră în același timp, cu conexiuni și cu care, bun, prezintă un risc sistemic destul de mare, din câte am înțeles eu, care nu sunt de profil. Nu poți să ascunzi căderea unui gigant de 300 de miliarde dat cu 300 de miliarde de datorii. Culmea, un anunț a fost făcut chiar azi, la 13 ani, de la căderea Lehman Brothers, care se ocupa cam tot de asta, numai că dimensiunea e de 10 ori mai mare, cel puțin. Da. Și va pocni, va rupe pe acolo niște stinghii. Am văzut fotografii cu chinezi care investiseră, da, și care deja sunt acolo să protesteze. Pentru bine, că sunt în chinezi, situația să-și piardă banii. De chip. Și banii lor s-au dus pe apa sâmbetei. Nu de ăia
de chinezii aia mărâți care au băgat bani în Evergrande, că așa se cheamă bucățica. Da. Evergrande. Da, deci... Sună. Evergrande. Măreție... Pentru tot, da. Nelimitată, da, exact. De, numai un creier comunist poate să vină cu mizeria asta de nume. Da, ok, se îmbată fiecare cu fumurile pe care le poate genera, ca să zic așa. Însă nu de chinezii ăia le pasă cuiva pe lumea asta, ci de faptul că o să dărâme niște bănci. Că ăia 300 de miliarde nu sunt strânși numai de la milioanele sau sutele de milioane de chinezi. Sunt de la bănci, de la bănci din umbră, sisteme care garantează cu active. E un fel de nebunie acolo. Un fel de bursă din Wall Street. Mai nou, JP Morgan și-a făcut o secție JP Morgan în China, da, în care a investit fundația Bill și Melinda Gates și a promis și domnul Rockefeller că vine și el cu o cotă parte. Așa nu erau divorțați? Erau, dar la afaceri de genul ăsta nu mai sunt divorțați. Consilierii tot ăia. Da. Consilierii, măi, Jack, păi da, e același că vorba aia, relații, că domne, noi divorțați, dar noi vorbim și cu unii și cu alții. Afacerea merge. A, banii merg înainte. Dacă aș pleca pe România, eu aș spune să începem cu ea. Să începem cu România. Avem două editoriale care se întâlnesc la două persoane total diferite. Una este Cristian Pantazi în G4 Media, alta este Alina Mungiu Pipidi în România Curată. Restaurația, ideea e aceeași la amândouă, dar îl citesc pe domnul Pantazi, restaurația epoleților, marea recuplare la bani și la decizie, cadoul lui Iohannis, Klaus Iohannis, pentru sistem. Poate este cel mai dur editorial pe care l-am citit eu în cele două mandate Iohannis. Este acuzat pur și simplu că se sprijină pe sistem, că a militarizat sistemul, că a opacizat Cotroceniu, că și-a subordonat partidele, că Partidul Național Liberal nu face decât, și implicit domnul Câțu, decât ce spune domnul Iohannis, că ignoră efectiv lupii tine, respectiv USR Plus, și preferă alianța cu PSD-ul pe față sau din umbră, pe masă sau nicio sub masă. Dar n-a fost niciodată vreo umbră. În primul rând că nu vreau să spar bula băiatului de la G4, dar astea știri? Păi nu e știre. E prima dată când cineva din presa mainstream spune asta. Are curajul să facă asta. A mai de-l mușca de obicei de dorsală, îl mușca asta altă. Dantă Pălagă. Da. Constant. Poate fi în concediu. Și-a fost constant. S-o fi săturat. Bun, nu e problemă. Adică lucrurile astea sunt adevărate, dar ce nu mi se pare adevărat, că vii și spui că e o revenire a serviciilor. N-au plecat niciodată. Când au plecat oamenii, spuneți-și mie, când au plecat oamenii? De fapt, în România avem Și toată lumea sare... O guvernare a serviciilor din 90 până în prezent, din umbră, cu niște băieți la vedere care sunt de-a dreptul marionete. Servicii, bruma de industrie care mai e, da? Politica luată toată, presa e varză, toată luată, cumpărată. De obicei pe două cutii de chibrite și o anvelopă reșapată. Da? Și gata. E prăpăd. Despre ce vorbim? Dar nu, una la mână. Nu știe ce, am uitat faptul că cum a apărut Iohannis în PNL? A apărut așa, l-a adus un băiat premierul de la servicii. De la Grifco. L-a apărut un băiat de la servicii, pe numele Eduard Helvig. Poate știi tu mai multe despre cariera lui Helvig. O să spun două vorbe. Că e interesantă cariera în principiu. Ca să se știe că... Până la urmă conduce SRI-ul. A venit și le-a spus, uite, ăsta e președintele PNL-ului, că vrem să-l urcăm musca, mai sus până la Cotroceni. Aha. Și toată lumea a făcut loc și a devenit președinte al Partidului Național Liberal, că e un partid de adunătură, de întotdeauna, de la Câmpeanu, Radu, încoace. A uitat de domnul Atanasiu, a uitat de foarte multe personaje care... Tăricianu, Atanasiu, Muzganian. Ce mai vorbim? Și cât și cât. Era partidul care, pe vremea când domnul Coposu luau cu tabu de pe unde îl găseau pe București, cu mineri, cu nebunie, Radu Câmpeanu negocia cu Brucan Silv. Da. Acum, dacă îl negociezi în 89-90 cu Brucan Silv, ești un trădător ordinar. Aș putea să spun. Părerea mea. Da? Bun. Bă, asta se întâmpla. Și era coada de topor cu care l-au pus pe Coposul la cost. Domnul Pantazi se minunează, consideră și doamna Bungiu Pipidi că au descoperit America. N-au descoperit-o. Păi... Hai să descoperim că oricum arhivele de la ziare sunt moarte. Dacă te uiți, nu găsești nimic. Domnul Helvig
a venit în anul de grație 1999 după mineriada de la Costești-Stoienești ca și consilier al proaspătului ministru care îl înlocuia pe DJ-ul fugărit de mineri și oamenilor, da? Și venea acolo de la Ministerul Apărării Naționale unde fusese secretar de stat. Și a venit ministru plin, domnul Constantin Dudionescu, care astăzi nu zice lumea că a dispărut. N-a dispărut, domnule, e șeful comunității, exact, șeful comunității de informații de la Cotroceni, care încă, stă în umbră, care nu dă interviu și care adună într-un coș tot ce dau servicii de informații, CSRI, 21 sfert, DGI, DGIPI și așa mai departe. Bun. E băiatul responsabil pentru ce știe și ce nu știe. Exact. Klaus Iohannis. Și acolo, e o sarcină grea aia. Și îi spune ce dorește domnul Iohannis. E o problemă acolo. Așa. A consilier cât pe în vremea respectivă, când cei doi ani în care a fost ministru de interne Constantin Dionescu, era un tânăr pe nume Eduard Helvig. Când s-a adus regimul acesta și a venit Adrian Năstase, în mandatul acela în care toată lumea s-a speriat și a votat cu domnul Iliescu ca să nu ne vină Vadim Cadou, da? Că s-au uitat vremurile alea. Domnul Constantin Dudu Ionescu, mare țărănist altfel, și nu era singur mare țărănist, și Nolica Nicolae era mare țărănistă, și Radu Vasile era mare țărănist, și au făcut și pacea de la Cozia, și ce n-au mai făcut? Au vorbit cu Miron Cosma și l-au lămurit că nu e bine să invadeze Bucureștiul, dar acolo lovitura era de la Moscova. Între mineri erau caghebiști câți doreau. Dar nu mai contează, că au uitat băieții ce s-a întâmplat și mizează pe faptul că tinerii n-au background, că n-au de unde să se informeze. Nici pe net nu găsești. Da, decât la Biblioteca Academiei, că altfel pe net s-au distrus arhivele. Să nu se mai știe, să fie tabula rasa. Suntem toți la fel, da? Parte din comunism era rescrierea istoriei. Domnul Constantin Dudionescu s-a dus direct în partidul domnului Ilan Voiculescu. N-a avut loc cât larg era. Cum s-a dus și Ficeac de la România Liberă, tot în partidul consilier la Voiculescu, da? Profesor Voiculescu pentru așa, tine, să da. Fiu respectoasă. Am uitat din sezonul trecut și până în ăsta. Să știi că îi atrăgeau, eu te trag de mânecă, îi atrăgeau ideologia asta umanistă. Da, e foarte frumos umanism. Pe care eu aș vrea să o studiez, dar nu o găsesc. Și domnul Helvig era și el foarte umanist, că dacă a fost consilierul domnului Constantin Dionescu, nu putea să nu fie în cuceți și în simțiri cu șeful. Și s-a dus și el în cuceri și simțiri cu șeful să fie puțin umanist, după care a zis, nu dă bine, mă fac liberal. Adică pe mine, faptul că oamenii ăștia se regăsesc astăzi și vin și îmi dau lecții când la USL primul, nu USL 2, inclusiv la Reș Bogdan, care face astăzi gât, da? Oana Stănciulescu, presa, chipurile, presa de dreapta de astăzi. Nu există presă de dreapta. Presa pretinsă de dreapta de azi, atunci era adepta USL-ului. Și domnul Helvig era, iubea USL-ul, se iubea cu el pe tunuri, ca să zic așa. Da? Iar domnul Iohannis, să mă ierte domnul Pantazi, doamna Alina Mungiu, Pipidi și cine a mai descoperit America, domnul Iohannis, până una alta e premierul de la Grifco. Da? Până una alta. Bă, nu până un altar, rămâne. Că a ajuns președinte, că nu știu, că a făcut o mandate de președinție, că va mai ajunge premier, că am înțeles că asta visează. Nu știu, asta mi se pare un praf în ochi. Nici mie nu mi se pare corect să spui că va vrea să preia înapoi PNL-ul și că de-aia manevrează pe cât să aibă Partidul Liber, de parcă s-ar împiedica de Orban. Ce să spun? Îl preia de la 10% și poate să-l ducă și la 8-7. Da, poate să-l ducă și în afara spectrului politic, cum s-a dus PNL-ul. Nicio problemă. Poate să fugă cu cum a fugit ăsta de la PNC cu ștampila. A, da? Nu? Corect. Pavelescu. Aurelian Pavelescu, da. Da, marele șef al Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat. Ce nu înțelege lumea e că primele lucruri care s-au întâmplat în 90 au fost infiltrări. Și seniorul Coposu știa despre asta și a zis, bă, dar nu să asta e, n-ai ce faci? Cum faci? Înceapă să faci poliție? Ce poliție poți să faci când n-ai să faci? Că nici nu știi. Deci trimit pe unii care vin din lună. Eu zic să abandonăm subiectul, pentru că politica internă, toată criza internă de acum, la asta se subsumează. Îs ramuri din servicii care se bat, efectiv, pentru robinetul acela de bani mulți.
De bani foarte mulți. De banii care vin din Europa, de banii care vin din Europa pe planul de reziliență și de banii normali alocați de Europa României. În total, toți banii care vin de la Bruxelles nerambursabili saltă de 80 de miliarde. Ori toată lumea face tot ce e posibil, unu, să aibă acces la bani, mare, și doi, să aibă o justiție care să nu-i întrebe de sănătate. Da. Că Laura Codruța Chioveși nu are jurisdicție pe România să vină să cerceteze. Decât dacă pleacă sesizarea de aici, ori dacă pachetul de aici doarme în Bocanci, Laura Codruța Chioveși nu va ști ce se întâmplă în România decât printr-o formă de abuz, ca să zic așa. Să vorbim despre parchetele astea, că îi merită puțin schița. Toată lumea sare la Cățu. Bine, Cățu e un om acolo pus în geam, da? Da. Deci hai să fim serioși. Când a venit PNL-ul la putere, că măcar atâta memorie mai avem și noi un an în urmă, nu? Măcar toată lumea. Cine a fost acolo? Cătălin Predoiu, care în momentul în care s-a dus la Comisia Juridică în Parlament să le spună lor ce are de gând, le-a spus că nu are de gând nimic. Eram cu tine aici și cu domnul Fota. Mea culpa, eu îl creditam pe Cătălin Predoiu că mai are o țâră de conștiință, nu mi-a dovedit. Nu. Și îmi cer scuze. Pentru și le-a spus, le-a dat semnale, a dat din urechi și din mânuțe și din nas și din ochi, a clipit și băieții l-au înțeles. Că... Na. Băi, vorbea lumea, pe limba lor. Da. Da, să știți că dăm mai tare și închidem. Și s-a văzut, a băgat sijul nicăieri, nu s-a întâmplat nimic în justiție. Oamenii ăștia au venit la putere pe baza unui val îngrozitor de mare, de proteste împotriva, care susțineau justiția și vreau, toată lumea vrea justiție. Toată lumea care nu a furat vrea justiție în țara asta. Nu? Da. Ăia care au ajuns să pună mâna pe ciolane, nu vor. Bun. Despre asta e vorba. Problema e că noi votăm tot pe aia. Și ne mirăm după aia, ne mirăm că nu se rezolvă nimic. Păi, suntem proști, nu se rezolvă, că nu are cum să se rezolve. Deci, se rezolve. Cine, că aici n-au furat. Aici nu fură, domne, politicianul X sau Y. El nu fură pe buletinul lui. El doar semnează, că trebuie să semneze cineva, că nu poate să semneze SRI-ul acolo. Da? Dar banii aia nu sunt să strâng, să distribuie în stânga, în dreapta. Ce vorbim? Vorbim? L-au băgat pe băiatul ăla, trezorierul PSD-ului. Da. Ce aveți, domne, cu el? N-a făcut decât să facă ce se face în România de 30 de ani. Ce-a făcut paran de răd și el un pic și a tras și el așa pe năsuc o mașină. A zis, am nevastă tânără, vreau și eu o casă, vreau și o mașină. Ceva, adică ce, eu sunt trezorier așa, adică, la PSD de geaba. Dacă tot mă pune să semnez și mă bate așa la cap pe la parchete, măcar să știu și eu de ce fac treaba, nu? Dați și mie ce-mi dorește inimioară. Măi, de nevastă mea are și ea nevoie de un alt. Femeile sunt, se țin cu cheltuială, mai ales alea de clasa respectivă. S. Lux. Na. Da. Și lumea se urcă pe ei și ei vin indignați. Ce aveți, bă, cu noi? Că aia fură nu știu câte. Da, și așa e. Te poți și indigna. Și omul ăsta, Dragnea, care e din pușcărie. Care vrea să-și facă partid. Să-și facă partid, că ajunge cu el exact ca Ponta. Da, și Ponta. Și Ioana, știi dacă ți-amintești că și-a făcut acolo, nu știu ce, partid prin Oltenia. Pentru un sat. Ceva, printre pepeni. Da. Da, dar bine, a ajuns bine la NATO. Și toată discuția asta, deci a venit pe vremea lui Orban, pe care toată lumea acum așa, nu, Câțu este ultima scursoare și Orban e salvatorul. Stați așa. Niciunul, nici altul. Stați așa, că oamenii ăștia, de fapt, ce fac? Primesc mutarea în plică. Orban a avut pe... Nu putea să-l dea jos și să spună, da, bă, îl punem pe care... Nu știu, pune și noi pe cineva care face o chestie. Nu, l-a lăsat pe băiatul ăla, Cătălin. Da. Și a făcut-o Predoiu. A făcut nimic. După care l-au pus pe ăsta, pe Stelian Ion. Eu pe Stelian Ion îl creditez cu ceva lipsă de curaj, dar cu o bună intenție. A, da, am spus totdeauna că nu era intenționat, dar e neputincios. Știi ce s-a întâmplat? I-au nu făcut... că vrea el. Că stai nu... un pic. I-au făcut din vorbe. Uh-huh. Deci Stelian Ion a aterizat pe rolul ăla, da? Ca să ce? Ca să ia leapșa. Asta nu s-au prins băieții. Bă, tu iei leapșa. Și noi am spus, domnule, am avut interviuri. Ce faci? Că tu acumulezi și USR-ul a acumulat, de fapt, toate înjurăturile de pe net, că ăla era ministru, da? Deci, el era ministru. Nu? Și pe tine, trebuie să stat în stradă. Lumea, în exact. Tu pe tine, da? Zice, cine e ministru? Ăla. Păi ăla o șofură, da? Bun. De ce? Pentru că îl puseseră acolo și țineau de vorbă.
Și atunci ce faci? Tu, de fapt, ești băiatul care scot castane din foc cu mâna ta, nu? Mie mi-a plăcut desăinuirea, curajul de a desăinui măcar la capăt, faptul că domnul Klaus Iohannis s-a înfuriat, a zis, lasă-o domnule mai încet cu Sijul, că Sijul desfințăm, când desfințăm cele trei, schimbăm cele trei legi ale justiției promovate în regimul Dragnea, adică la Sfânta Joi, Sfântă. După Miercurea Ciuc. Da, exact. Exact acolo. Și asta a făcut și Predoi, n-a zis, domne, nu, că nu pot să spun. M-am bucurat că a dat, că a scris editorialul târziu. Acela în care a spus lucrurilor pe nume. Probabil nu s-a simțit deloc bine domnul târziu. Iohannis, dar era în ultima vreme... Nu poți să te apuci să dai, nu poți să te apuci să dai în președinte fără să ai acordul colegilor de partid acum. Da, acord. Da? Asta e drept. Deci, până la urmă, e o gașcă la putere, e o echipă. Dacă ai spirit de echipă și joci împotriva alte echipe, care e mult mai mare decât a ta, trebuie să fii atent ce faci, să coordonezi, evident. Da, poți să dai în toate alea și până la urmă dai în justiție, care e piatra de temelie a cleptocrației românești. Da? Da. Justiția asta îngropată, că dacă n-ar fi, n-am povestit-o în fiecare zi sau seară. Bun, deci e cel mai important subiect din România. Și l-au pus pe el, ia-ți-o tu, fratele Apșa. Până s-au dumit ăștia de la USR, că de fapt ei erau puși acolo la tăiat și băieții stăteau liniștiți. Bun, s-au dumit într-un final, treaba lor, ce au vrut, ce au sperat, astea sunt discuții de partid care pentru noi de fapt nu au nicio relevanță, pentru ascultători, da. În niciun caz. Treaba e că s-a întâmplat. Să nu uităm, când au propus-o pe Georgiana Hosu la DICOT, da, cu bărbasul, cu dosar, în ciuda avizului negativ al CSM, meșterul de la Cotroceni a dat ștampila imediat, da? De a țipa toată lumea, inclusiv, nu știu cine, până afară, Comisia de la Veneția. Da. Dar avea și de ce, pentru că totuși scrie la Zapisc, da? Acolo, la carte, că la lege, că trebuie să respecti avizul Consiliului Superior al Magistraturii în cazul numirilor procurori, mai de procurori în funcții cheie. Mai ales că poți nu era... să-l ignori, să-l calci, da, dar nu era ceva... Adică nu trebuie să ai studii. Poți și merge și cu profesorat de fizică să-ți dai seama că dacă omul ăla este cu un dosar de gât, zângăne. Acum în țara românească, când Consiliul Superior al Magistraturii, dacă vorbim de secția de procurori, poate că e mai credibilă, dar Consiliul Superior al Magistraturii pe ansamblu, inclusiv cea de judecători, secția de judecători, e fumată de Savone, adică Savone moare cu Dragnea în brațe, nu o să-l părăsească niciodată. Asta păi ăsta e status quo. Dar noi am zbierat aici că se face USL 2.0 de când au pus, mă. Eu rămân încă o dată la părerea că ăștia știau de la PSD, știau de venirea pandemiei. Virusului. Să nu uităm scena cu Dragnea, din cât? Că mai l-au băgat în închisoare, nu? Cu pe 27 D. sau 28. Uh-huh. Da? Și iese la un moment dat în campania electorală pe un microfon care știa că e deschis și o aruncă prin mulțime, așa. Nu, domne, să luăm de la, să tăiem de la servicii, că omul tăia de la servicii. Poți să tai de la cine și tu să tai de la servicii în România, trebuie să fii, nu știu cine, Sfântul Petru. Păi nu îți amintești că aveau probleme toată ziua, una, două, pahonțul, SPP. Tăiem de la servicii pahonțul de atunci? Și dăm vitamina de la copii. Na. Noi care știam, ce de fapt era în cărți. Nu, că o să zică lumea că... Bun, noi aveam niște... Se știa despre ce se întâmplă la laboratorul din Wuhan, ok? Și se știa despre finanțări și se știa și că... Documentele sunt acolo, dacă Obama. Vreți să le vedeți, căutați și sau dați-mi și vă dau documente bătute și semnate, Fauci, tot ce vreți acolo. Health Alliance, Peter Daszak, erau acolo și se știa de ele. Și noi urmăream că știm ce vrea China să facă din 2005, când descrierea tu ăla de Chihao Tian a zis că aruncă America în aer cu bombe bacteriologice și lumea a crezut că e nebun, dar noi știam că e politică de stat. De ce știam? Nu pentru că suntem niște nemaipomeni de... Știu băieții, e chineză. Spre deosebire de oricine din România, nu știe. Bun, știu băieții din servicii, dar o țin pentru... Nu se închipă că băieții nu știu de la servicii, sunt mari vorbitori de chineză. Stai un pic, că există Sherry Markson o cheamă, este australiancă, de pe la Sky News. Uh-huh. Azi a avut o apariție la Fox News în care zicea cu subiect și predicat, a scris o carte despre ce s-a întâmplat cu COVID-ul. În China. Și a scris o carte în care zicea că, de fapt, bun, se știe că o anchetă a lui Mike Pompeo după vremea din ianuarie, când înainte să plece Trump, a făcut o investigație pe care a oprit-o Biden la un moment dat și din investigație reieșea că băieții din noiembrie se îmbolnăveau la institut și se spitalizau.
Da? Și că, bun, asta e o informație de intelligence. Dar vine Sherry Markson acum și zice așa, nu, no, stați așa, că au serviciile americane de informații și aici e un lucru de care sigur o să mai auziți. O să vă promit eu asta. Serviciile știau din septembrie. Septembrie-octombrie. Eu la tine în emisiune, la un moment dat, m-am hazardat să spun măcar prin august, pe la sfârșit, jumate, sfârșit de august, pentru că a apărut și în România mai devreme decât noiembrie, în orice caz. În România a apărut mai devreme. În octombrie s-au întors canadieni, militari canadieni de la Jocurile Olimpice, cu un avion făcut zob de virus. Și jocurile i-au pitit. Militare. Jocurile militare, da. Deci, și acum întrebarea e, băieți, voi ați știut? Și de unde știe Sherry Markson? Pentru că a vorbit cu omul care le-a spus americanilor, care e un defector chinez. Nu directorul de securitate, ăla nu s-a mai auzit. Ăla e ulterior. E pitit. E Batista pe Țambal. Ăla e pitit. Vine la când se ridică și se începe cortina să facă așa, apare, să vezi. Cred. Mai mult ca sigur. Oricum a dat informații fără număr. Un defector care și a spus, păi zice, eu i-am contactat și le-am spus ce se întâmpla acolo. Scurt, cu subiect și prezent și predicat, găsiți pe un Fox care a apărut dimineața. Deci oamenii știau și agențiile americane știau. Și probabil a aflat și domnul Dragnea, am pasat. Septembrie. Uh-huh. Dar Dragnea vorbea de chestia asta, ca să revin la discuție, când? Aprilie. No. E tătuță, și aici începe... Intrăm la altă ligă. Aici cred că domnul Dragnea va vrea să se ascundă la un moment dat în închisoare, dar nu va putea. Nu va putea. La ce dosare vin din spate nu se știe. Întrebările cele două importante sunt ce a știut și când a știut-o. Să știi că domnul Dragnea vine duminică la Aga Alexandrescu, duminică seara, îți dai seama. Ancuța, sigur. Dacă îi dai interviu din închisoare și iese scandal și nu îi dai din libertate prima exclusivitate, doamne Ancuța. Marile iubiri nu se uită. Niciodată, niciodată. Așa, pentru că ne ducem în și 25 și vreau să faci politică externă, hai să trecem puțin pe la reuniunea băieților care își lansează cărți în România noastră minunată. Dacă mai poți să crezi, domn Cornel Nistorescu. Îi zic, eu la lint pe băiatul ăsta, spunându-i Corni. Domnul Cornel Nistorescu, nici n-am cuvinte să vorbesc despre domnul Cornel Nistorescu, pentru că mi este peste mână. Recunosc că am învățat gazetărie. Da, am învățat gazetărie de la el, meserie știe. Dar nu vrea să o aplice decât în anumite condiții. Când vine lui bine la mână. A fost o vreme când o aplica, când scria Cântarea Americii. Domnul Nistorescu, amintiți? Editorialul pentru care v-a iubit America când ați ridicat America în slăve. Acum spuneți că e ultimul jeg și vă e scârbă și ați aruncat-o la coș. E scârbit. Oamenii când spre sfârșitul vieții, unii dintre ei se scârbesc complet. Nu, da, te minunezi. Domnul Nistorescu, care a cumpărat cotidianul domnul Rațiu, Dumnezeu să-l odihnească, cred că se întoarce mormânt când vede ce se întâmplă cu gazeta domniei sale de suflet. Se întâmplă rău de tot. Ia uzi, Biden a uitat numele premierului. Biden a uitat numele premierului, da. Dar venim și acolo. Da. Nu, nu mi-o suflat, acum. E important. Te las, da. Eu vreau să zic de băieții ăștia șmecheri din România, care fac declarația de la București. Declarația de la București. Da. E o denumire pompoasă, știi? Declarația din... Da, declarația de la București. Din London pe dreapta. Na, declarația de la București. Domnul Corni, ăsta al tău, și-a scris o carte, a lansat o carte, Prostocrația, ceva de genul ăsta. Da, e o carte probabil de... Probabil că e o compilație de afirmații, apropo de... Și s-au strâns mai mult. Trecerea la prostocrație. Așa. Adică să ne înțelegem. Așa. Și au lansat și o declarație a unui grup pentru apărarea democrației, God. Oh my God. Știi cine face parte din grupul ăla? Zii tu că eu... Exegetul Chinei, Andrei Marga, asta e. Da, apără democrația în România. Ion Cristoiu, Ion Coroiu, bun? Da. Cornel Nistorescu, Știreanu, că vorba aia vine. Nu se poate fără Octavian Știreanu, care nicio... când arde, produce în cotidianul un text. Nicio înghițitură fără o sorbitură, da? Mircea Dinescu, de ce mă mir? Oare de ce nu mă mir? Piperea... Să mai vorbim. A, domnul profesor Vipera. Așa. Și acum începe. Doru Bușcu, ăștia băieții... Fost cotidianul, care... fost Academia Cațavencu. Patrick Andrei de Hilerina, adică... Așa, înțelegi, Rogozanu. Buduca. Ion Buduca. Și Valer Marian, ăștia-s băieții care scriu veșnic în cotidianul. Deci jumătate din ăștia-s editorialiști cotidianul. Marga cotidianul,
Nistorescu Cotidianu, Tiranul Cotidianu, Piperea Cotidianu, Buduca Cotidianu, Valer Marian și eu îmi spun ăla de pe la Craiova care era pe la OTV și așa mai departe. Cine nu e în Cotidianul de aici, păi cine nu e? Nu e Cristoiu, nu scrie acolo, Bușcu și Hilerin. În rest, redacția Cotidianului și-a făcut platforma lui mare pe care o vedem aici. Postarea e făcută, bineînțeles, și prin Cotidianul. A adus și el ceva la număr, mă. Aduce el după redacție. Mă, băieți, hai, faci. Da, domne, păi, ai toată redacția. De, că e, postarea însă, Parafa a pus-o cu eleganța ei caracteristică fostul premier Adrian Năstase. Ana, trebuie să spunem fostul și acum în numele de miniștri de acolo. Adrian Năstase. Dar el n-a semnat-o. N-a semnat-o, da. Doar a lansare. A uns-o, știi? A binecuvântat-o. N-a semnat grupul pentru apărarea, nu. Declarația grupului pentru apărarea democrației. Da, da, iarăși, în afară de oameni ăștia foarte importanți, sute de țuțeri. Zeci de țuțeri. După mă uit în poză, câteva zeci de țuțeri. Băieții din administrație, țuțări, lingăi, presă. Deci, Adrian Năstase, Călin Popescu Tăricianu, Petre Roman, Varujan Vozganian, Petre Daia, Rudica Nasar. Da. Și toată lumea, băieții ăștia se cred oameni Hai să vorbim un informații. Pic, hai să vorbim un pic. Noi subsemnații, semnatari ai prezentei profesiuni de credință e asta. Da. Am dat reghetul. E scrisă de Nistorescu, eu recunosc stilul. Familia de cuvinte, ca să zic. Reuniți în grupul jurnalistic de salvare a democrației, afirmăm că în România este necesară, punctul 1, în România este necesară abolirea imediată a secretomaniei instalate din toate prestațiile președintelui, premierului, șefilor serviciilor secrete, inclusiv comisii care supraveghează. Mă, cine a secretizat contractul Bechtel? Da, domnul Năstase era în public. Nu? Era acolo. Ce, eram prost eu? Da, era acolo. Cine a dat a cedat România la Heblu OMV-ului, adică Rusiei, că acolo noi cam dat-o austriecilor de la OMV. Ne știm că sunt de fapt băieții la Gazprom. Sunt mii de câmpuri petroliere în Austria. Da. Nu poți să te uiți de ele, te doar. Deci ochii. Acolo gâza care se numește OMV a înghițit Bărzăunul care se numea Petrom. Și vin ăștia acum, da? Și zic asta acum. Ăștia au suspendat într-adevăr drepturile la pandemie. Cu subsol, da? Nu cu, sunt niște oameni transparenți. Să fie foarte clar, nu vreau să pun Batista Pățambal cu PNL-ul, că nu am niciun fel de agendă cu ei. Whatsoever. Dar să vii tu să mă bați la cap acum că secretomania vine de acolo. Păi în țara asta, du-te și răspunde la... Sună la telefonul care... Este listat pe web pentru guvern, da? Sunt la Guvernul României. Sună tu la Guvernul României și vezi cam... Câte zile sunt și... Câte zile e până obții o voce răgușită. Mă, dar nici ANAF-ul nu-ți răspunde. Deci sună la ANAF până albești. Ce asta nu e. Și acolo poate vrei să dai bani, dar n-ai cu cine să vorbești. Nu vrei să dai bani, că nu vrei să dai deloc. Bun, și vin cu soluții. Și soluția ar fi așa, reclădirea normalității. Dar când... Era să zic dracu, dar când a fost vreodată România normală, spuneți-mi și mie că oricum din 4-6 încoace o să o cheme oricum. Revenirea la Constituție prin reabilitarea prevederilor textuale privind statul de drept democratic. Doar a statului de drept. Tripartiția puterilor în stat și pluralismul politic. Revenirea de dezbaterea deschisă obligatorie nemăsluită într-o societate democratică. Inițierea prezentului grup fiind o contribuție la aceasta. Oamenii spă cai mari. Deci băieții ăștia ce vor? Vor separarea puterilor în stat. Ei. Nu? Deci băieții ăștia care au condus mai mult sau mai puțin ce? Pluralism politic. Hai să vorbim de pluralism politic. Uite, într-o parte sunt două alianțe, aliaje contra naturii. Că de aici vine și titlul ăsta. Da? Dacă îl întrebai pe George Simion, băiatul ăla de la Aur, care se prostește pe la tot felul de demonstrații cu steaguri în cap și ce își mai pune el, îi făcea albie de porci pe aia la USR. Uh-huh. Băieții de la USR, la rândule, din legionari nu-i scoteau pe ăștia de la Aur. Și ai zice, domne, au ei așa niște principii, niște ideologii, domne, nu poți să știi, părerea omului. Nu poți să faci nimic, da? Are dreptul la părerile lui, proaste, bune,
Dom'le, ține de ele, e foarte principial. Dar când a fost să bată palma să-și obțină ceva avantaje, noi vorbim de lupta politică, deci nu e ceva care e ilegal. Uh-huh. Și-au dat mâna peste țară fără nicio problemă, nu? La fel ca și ăștia care se unii sunt social-democrați, zici de stânga, deși ei sunt mai de dreapta decât tot ce mișcă în România. Că sunt niște baroni locali. Împreună cu ea de la PNL, Păcâțul l-am văzut tocmai, știi cum zicea acum vreo 3 luni, 6 luni, când nici vorbă să ridice salariul minim pe economie. Acum da. Acum da. Deci, păi da, când te... Când, și zici, doamne, când bă, o fi bine, când suflă PSD-ul în coastă ca să rămâi pe funcție, că m-aș duce, doamne, iartă-mă, acasă, numai ca să terminată cu ce se întâmplă. Da? Deci ajunge PSD-ul să-și susțină toate proiectele de lege, inclusiv asta care spune că plafonează prețurile la energie. Dar până să ajungem acolo, aș vrea să spun că reabilitează noțiunea de patriotism, fac aștia? Toate isprăvile. Da. Corni cu băieții? Exact, da. Uh-huh. Punctul 8 este minunat. Și mă umflă râsul, că n-are cum să nu mă umfle. Punctul 8. Vom milita pentru demilitarizarea prin lege a societății civile, a conducerilor partidelor politice și a instituțiilor de presă, pentru ca din activitatea acestora să fie eliminată dubla comandă, iar acțiunile lor să beneficieze de o identitate clară în fața cetățenilor. Dar ce e presa militarizată? Păi așa spune domnule. Vom milita pentru demilitarizarea scris în ghilimele, prin lege a societății civile, a conducerii partidelor politice, adică domnul Ciolacu, nu? Deci domnul Ciolacu, auzisem ceva, dar nu toată presa, auzisem de Coroiu, de Turcescu. Așa mă gândeam și eu, de domnul Coroiu acolo. Este în supa asta. Dar toți sunt în supa asta. Domnul Istorescu o fi vreun sfânt. Ce-i făcea el în 89? Era într-un turneu pe țările arabe. De ce nu plecai tu în țările arabe? Eu sau mai știu cine. Eu nu puteam să plec nici până în Rusia. Nici până la Rusia nu te duceai. Eram captiv. Dar domnul Istorescu nu e militarizat. Domnul Istorescu este civil, domnule, dar civil. Civil de la el, de la Orăștie. Hirar. Ne vom poziționa tranșant împotriva oricărei decizii de restrângere a libertăților cetățenești. Morții cu morții vii cu viile. Eu consider că ei se laudă cu câți miniștri și ce a mai fost în public morții acolo. Morții cu morțile. Așa. Și vii cu viile. Așa, deci să fie la ei acolo. Hai să trecem la lucruri serioase, pentru că nu mă miră că practic Cotidianul Plus, încă partidele pe care le adulează și le pupă de atâția ani, s-au adunat la o agapă. Și Marga, probabil aia a fost plătită de Alexandrion, care este marele sponsor al afacerii Cotidian. Îmi pare rău, deci prostituție intelectuală ca la acești prostituție, gazetari. Prostituție, da, de lux. Da. Lux. Cocote de lux. Nu sunt ca acești nu minunați ca gazetari. Adică dacă domnul Andrei Marga face presă, exact. Trebuie să luăm exemplu de la dumnealui. Suntem niște... În curând ajungem. Stai să mai cadă niște giganți chinezi, că știi cum ajunge la Marga? Vine singur. Așa, hai să mergem pe politica externă, că cu asta românească ne-am lămurit. Politica externă este în felul următor, și aveam niște notițe aici, dar mi s-a închis ura asta pe tehnica de calcul, pe astea. Deci, tu o urăști sau cine? Imediat facem treaba acum. Da. Da. Inteligența artificială, când își vrea nasul... Nu cred că e inteligență, e mai degrabă reavoință artificială. Ne, și asta e o poveste. Bun, ajungem și acolo. Primul lucru, retragerea din Afganistan. Ce a făcut unul dintre artizanii acelei retrageri? Este tocmai acest general de care să mai vorbim vreo 5 minute în seara asta, numit Mark Miley, să zicem. Aflat la... El e șeful marului stat major, dar în capacitatea lui de șef de mare stat major, el nu ia decizii operaționale. Uh-huh. El, practic, e consultantul președintelui american și e numit pe vremea lui Trump. Acum, numirea lui Miley pe vremea lui Trump a fost una dintre cele mai controversate, pentru că și au servit-o. Trump nu era foarte atent la ce îi serveau băieții aia. Și a devenit destul de clar că era înconjurat de ceilalți. Ăsta este
unul dintre mari suporteri ai Chinei. Întrebat în 2015 cum e cu China, Rusia, a zis că nu, China nu e niciun fel de agresor, nu prezintă niciun fel de pericol la adresa Americii și că marele pericol e un mare prieten China. Este Rusia. Na. Da, bun. Deci ăsta e domnul meșterul Miley. El a fost cel care a supervizat retragerea din Afganistan împreună cu secretarul apărării, care e un tip numit Lloyd Austin, de culoare. L-a numit măcar de Biden. Ăsta e domnul Miley. Bun. Și acum ce se întâmplă în Afganistan? Deci tu ai... Știi că toată treaba de fapt are un mare sens aici. Dacă te uiți ce s-a întâmplat din 2001, septembrie, da, ziua fatidică de 11 septembrie, de acolo America a început să fie deconstruită. Brutal. Că exista corupție și până atunci era evident. Dar de atunci, mai ales da, după părerea mea că cam după epoca, ultimul mandat Reagan s-a cam terminat. 2001. În 2001 vin și cad turnurile. Da? Uite că s-au întâmplat 30 de ani și au fost o grămadă de lucruri care au venit, au făcut, au pupat, au tăiat panglici pe acolo, pe peste tot. Toată lumea a comemorat, au murit 3.000 de oameni, unii s-au aruncat de la etaje, dar până una între alta. Noi nici acum nu știm cum au dărâmat două avioane, trei clădiri. Una dintre ele căzând neatinsă de avioane. E un banc asta ce fac eu aici, dar au căzut trei clădiri. Una dintre ele, un bloc de 47 de etaje, care se află la 100 de metri de cele două turnuri și care a căzut la 7 ore după și a căzut tot în picioare așa, strănutată, da? Ca materia din nas a căzut. Explicația oficială de care s-a râs și se râde în continuu este că ea a fost afectată de părțile care au căzut de la celelalte blocuri. Dar blocurile alea au căzut tot în picioare. Iar blocul ăsta care se cheamă World Trade Center 7 era la 100 de metri. 100 de metri e mult. N-au căzut bare de oțel. N-au sărit structură. Așa. Deci n-au căzut bare de oțel pe casă. Dar un bloc de 47 de etaje. Un bloc de 47 de etaje cântărește ceva tone. Mă gândesc. Dar da? De ce nu s-a prea vorbit despre acest bloc? Pentru că nu s-a vorbit pentru că în 9-11 ele e două. Foarte rar întâlnit. Nu, dar ele sunt trei. Duceți-vă, da. Că e peste tot. Acum, europenii râdeau. Eu am publicat un articol când s-au făcut 25 de ani. Deci acum 5 ani. Am publicat un articol de pe o revistă de fizică europeană în care constructorii europeni râdeau și își băteau joc de toată teoria asta cu avioanele și cu vrăjelile astea, cum să zic, dădeau un... Că e o conspirație. Aia e o conspirație, nu? Asta, ăștia râdeau și se întrebau cum veniți voi cu prostiile astea că, sau că a căzut... Erau niște birouri CIA pe acolo, era lumea aleasă, nu erau... Da? Deci nu erau măcelării, să zic așa. Da? Ca să nu-ți mai spun că blocurile alea, două turnurile, fuseră vândute cu foarte puțină zile înainte, unui real estater care le asigurase inclusiv împotriva actelor teroriste și care a încasat vreo 4 miliarde de dolari. Omul ăla, deși își bea cafeaua la etajul 91 al unuia dintre turnuri, ăla de nord, deci ăla era treaba lui acolo, își bea el cafeaua, în ziua aia nu și-a băut-o. Pentru că avea o întâlnire la doctor. Nu? Exact. Avea soția. Urgență. Da. Soția îi făcuse o programare la un doctor și asta e viața. Da? Au existat pentru că blocurile alea nu aveau înainte de această vânzare. Ele nu erau asigurate împotriva terorismului. Și e puțin suspect, știi? E una dintre cele mai mari fraude din istoria asigurărilor americane. Da, sărim peste treaba asta. Bun. Acum, că ele sunt legate toate. Sunt legate, pentru că lucrurile alea vin... Ele nu sunt făcute. Ele au consecințe și sunt... Părea mea că sunt gândite. Destul de tare. Acum, poate că lumea nu știe. Au venit și au spus, cel puțin varianta oficială, este că s-au găsit niște pașapoarte ale atacatorilor în gunoiul care a căzut din toată nebunia aia de acolo, în toată zgura aia.
S-au găsit exact actele teroriștilor. S-au găsit niște pașapoarte, da? Și acum tu când ai, dacă ai mai mult de 5 ani și auzi chestia asta, râzi, că n-ai ce să faci. Poți să plângi, ar trebui să plângi, că știi ce te ne așteaptă pe toți. Da. Deci în momentul în care cineva de la servicii vine cu tâmpenia asta și toată presa o înghită și ți-o livrează ție, știi că lumea se va duce dracu. Într-o marjă de timp oarecare. N-are importanță dacă sunt 10 ani sau 20 sau 30. Da? Și ar trebui să plângi că poate ai copii sau nepoți sau, nu știu, chiar și o mamă, dacă ai, că toți avem o mamă până la urmă, dacă nu suntem clonați. Da, care va suferi dacă nu moare până se termină lumea. Bun. Dar lumea a râs. Puțină lume știe. E, teroriștii ăștia au început să fie legați de mișcări wahabiste, da? E o secta a islamului, o ramură. Osama Bin Laden, așa a început și Afganistanul, da? În Afganistan s-au dus pentru că o organizație teroristă pe nume Al-Qaeda, de care nu prea auzise nimeni foarte clar lucruri, ar fi fost responsabilă de toată nebunia asta. Bun. Trecem peste o grămadă de întrebări, nu intrăm acolo, că se știu ele și nu vrem să... S-au dus în Afganistan după Mullahul Omar. Da? Pe care afganii l-au primit și au zis, ăsta e omul nostru, nu vi-l dăm. Păi ce, nu puteai să-l extragi cu o echipă? Trebuie să duci. Pe bune acum? Extragi cu o echipă. Da? Că te pricepi la și asta. Dacă chiar vrei, dacă vrei cu adevărat să faci treabă, puneai mâna la băie pe telefon, sunai pe pakistanezi, care oricum erau mână-mână cu talibanii și întotdeauna au fost. Da? Și le spui vorbe dulci. Da. Trebuie să-i convingi cumva și să le zici, bă, uite, avem niște lume care e super pissed off pe ce s-a întâmplat aici, dați-ni-l pe Mullahul Omar, că voi știți unde e oricum, vorbiți paștun, go, do it. Do it, că iese prost, da? Despre ce vorbim? Păi, pe Osama Bin Laden nu l-au dus și l-au mielit în Pakistan, versiunea oficială cel puțin. Da? Cu un raid, n-au știut mai nimeni, sau puteau să facă și cu Mullahul Omar, cu câțiva ani înainte. Deci trebuia să trimiți o armată acolo să toci miliarde de tone de bani. Era necesar. Altă discuție, da? Bun. Să zicem că era necesar. Da, avem un poziția șef de mare stat major care coordonează retragerea. A coordonat retragerea, dar a coordonat și retragerea și a coordonat. Toată lumea de bună credință care citește știri pe Epoch Times știe, probabil, că noi, când lași 83 de miliarde în arme, în echipament militar unei țări, cineva trebuie să fie tras la răspundere acolo. No. Da, bun, au fost, înarmau pe afgani, dar nu există specialiști, ai serviciul de informații ale armatei acolo, 20 de ani de zile, nu s-a prins nimeni că ăia, de fapt, sunt niște simulează oameni de tot? Paie și că... Ce vorbesc? Se știa foarte clar că da, erau afgani care colaborau cu America și că puteau să întoarcă oricând armele și asta s-a întâmplat și să trădeze. Se întâmpla aproape săptămânal și îmi spui că ce, nu pute. Au lăsat baza de la Bagram cu toate nebunile din ea. Dar nu puteai să o bombardezi? Să distrugi? Când pleci și zici, bă, nu, intrați pe aici. Știi ce au zis? Că au luat cheile de la mașini sau de la... Nu, fi luat. Bun, și nu s-a mai inventat există un colonel care cu altceva decât cheie? Există un colonel, că nu e vorba de cheie. Există un colonel care a ieșit la o săptămână după și a zis, bă, aia e o porcărie ce s-a întâmplat acolo. Da. Tu lași tancuri Abrams pe mâna lor, ce crezi că au făcut cu ei? Le-au urcat frumos pe transportoare, l-au sunt în Pakistan. Și din Pakistan unde se duc? În China. În China se duc. Bineînțeles. Unde băieții le desfac pe șuruburi și le fac la loc. Da? Și au tehnologie de ultimă generație cu prilejul ăsta. Cine e tras la răspundere pentru asta? E cineva? Și răspunsul e absolut nimeni, că toată lumea e mână în mână și se spală unii pe alții. Dar asta presupune o corupție la nivel șocant. De înalt. De înalt în armata americană. Corupție care se vede și din celălalt scandal al momentului, care se desfășoară zilele astea, în care joacă tot Miley. Bun. Deci asta este despre Afganistan. În momentul mai rău, dacă acum au început, e o chestie foarte dubioasă acolo, că nu toată lumea democrată și nu toată lumea din CIA e de acord cu plecarea așa cum a fost ea făcută, pentru că vine și zice așa. L-ați pus acolo, l-ați lăsat ministrul de interne pe cine? Pe Haqqani, da? Care ce făcea Haqqani? Haqqani omora lume, inclusiv americani.
cu zecile. Da? E mai ciudat. Iese Imran Khan, care e premierul pakistanez și zice, domne, americanii n-ați înțeles niciodată ce e cu rețeaua Haqqani. Ăla zice, e un trib. E un trib paștun, nu știu ce vale, se întâmplă, drege, face. Nu e o rețea teroristă, e un trib. Acum, treaba cu Haqqani, băieții ăștia au apărut evident în momentul în care erau rușii acolo. În momentul în care erau rușii și fondatorul rețelei, pe nume Jalaluddin, a luptat din mujahedinii aia vechi. A murit în 2018, ceva de genul ăsta. Și acum, de atunci, puterea a fost preluată de Sirajuddin, îl cheamă, care a ajuns ministru de externe. Pe capul ăstora sunt milioane de dolari. CIA-ul i-a hăituit, de s-a spart până acum. De ce nu i-a găsit? Pentru că se refugiau în Pakistan. Da? Era off-limits. Nimeni nu vrea să spună. Și cine e vinovat pentru că ăștia se refugiau? Păi, Pakistan. E o problemă cu Pakistanul, că după aia, dacă te numești Henry Kissinger și le-ai dat arma nucleară, atârși și tu de vreun copac vreodată? Never, nu vezi? Nu dau atârși. Și lecții. Știi că dau și lecții. Cum dau și băieții ăștia dau cu prostata lecții. Veselă de la lansarea de carte. Că, știi, rău nepedepsit, se întoarce și îți râde în nas. Mm-hmm. Aia e problema. Mă uitam că, de pildă, fiul lui Brezinski a ajuns nou ambasador al Statelor Unite în Polonia. Da. Adică e ca în bancul ăla, că nici când pleacă pe copârșeu, n-ai scăpat de ei pentru că își lasă copii. Nu, dar și mica este... Da. Este anchor la MSNBC sau ceva de genul. Nu. Băieții sunt tot ei. Nu pleacă nimeni nicăieri. Și nici când pleacă, nu pleacă de tot, că vin înapoi. Da. E complicat că vin pe partea aia. Anyway. Da, deci dacă vrei să vorbești despre ce s-a întâmplat în Afganistan, trebuie să vorbești de Pakistan. Și nu puteai să vorbești de Pakistan. Că nu puteai să vorbești. E un subiect tabu. Tu te duceai acolo și te jucai de-a hoții și vardiștii cu băieții aia, da, explodai niște bombe, făceai teste, omorai soldați de-ai tăi și lumea în partea cealaltă. Și nu realizai niciodată nimic. Și toată lumea știa chestia. Evident că se puteau retrage de acolo. Evident că și lumea nu știa asta. Primul lucru, primul om, primul președinte care a zis că, bă, chiar trebuie să ne retragem, era Obama. Era Obama pe baza unui raport făcut de generalul Flynn, care e un suporter masiv al lui Trump. Flynn l-au și dat afară. Cine l-a dat afară? Ai lui, militarii. De ce? Păi tocmai din cauza că fluiera în biserică. Bă, stai așa, că noi ne îmbogățim aici. Tu ce faci? Vrei să ne retragi? Nebunule. Despre asta e vorba. Este vorba despre faptul că America nu mai e condusă de băieții pe care îi vezi în geam. Lui Biden îi sting microfonul. Când o ia razna, îi opresc, îi taie transmisia live. Și toată lumea a început să întrebe, bă, dar e ok, îi tăiați microfonul. Bă, dar cine îi taie microfonul ăsta și de ce el nu se supără niciodată pe treburile astea? Are ceva de spus sau doar bălmăjește că și-a pierdut pijamalele? Și răspunsul e, păi el nu-l interesează cine îi taie microfonul, da? Că el, atâta vreme cât poate să ducă să spună... Te vorbește în continuare, eu știu că nu-l mai aude nimeni. Ieri au avut un tet-a-tet, Boris, da, pe video, da, o mare filozofie mare, din care a lipsit, e un fel de quad, dar din care lipsește Japonia, pentru că Japonia s-a dat la fund, ca zic așa. Hai să dăm tehnologie nucleară de submarine cu motor nuclear, deci nu vorbim de torpile, vorbim de propulsie nucleară, Australiei. Australia, care avea un proiect, deja trisnosesc de vreo 10 ani sau 20, numai ceva de genul ăsta, cu Franța, de construit submarine. Și bun, Statele Unite și Marea Britanie, care sunt deținătoare de submarine cu propulsie nucleară, au zis, bă, hai să le dăm la australieni, pentru că ce se va întâmpla în Marea, în Chinei de Sud și în tot Pacificul, va fi jale în ceva timp. Da. Că vin chinezii peste tot. Bun, și hai să le dăm treaba asta. Pe premierul australian îl cheamă Scott Morrison. Acum mai auzi, mai citești o știre, îți intră pe cap. Dacă nu ți intră, ai consilieri. Și să scrie cu pixul pe mână. Bă, boule, când nu mai știi. Uite, pe ăla îl cheamă așa. Ia zi, cum îl cheamă? Nu mai știi. Vino încoace, că și te ampilăm. Da? Sau puneți-i unde stă în ureche. Cum îi puneau lui doamna Dăncilă, de să jura că nu. Bine, domne. Nu duce capul. Uite, e puțin, e decăzut mental. Ok.
nu ne place să vedem un moșulică care vine și de care trag toți câinii ăia de până Washington. Și îl împing și îl folosesc și l-ar împăia, dacă ni l-ar putea arăta împăiat, ar face-o și pasta. Și ți-e milă de el când te uiți și zici, mă, du-te mă acasă, mă, ce cauți mă pe aici? Du-te acasă, mă, unde ai cățelul ăla, soția te îngrijește, e doctor, hai mă, Valea, aduceți-mă pe cine vreți, că tot nu mai contează nimic. Pe cine vreți voi? Da? Ca pe vremea Imperiului Roman. L-au găsit pe Claudius după o perdea. Bă, Claudius, l-a luat garda pe Caligula, l-a omorât, să le ia vină tu și fii. Cine ești tu? Ăsta e împăratul vostru. Așa și când de Adrian. Da? Deci, ești tu acum, bă, prietene. Și ăla chiar a făcut treabă. Aduceți-mă pe cineva pe care știe măcar cum îl cheamă și în ce an e. Știi că la un moment dat zicea că o să prindă nu știu ce țeluri de energie verde până în 2020. Lasă-o, domnule dracu, că chiar devine, nici nu mai poți să râzi, nici e neplăcut. Știi că dacă râzi odată, zici, uite, vai de capul lor ce au votat ăștia. Dar după aia te doare inima așa, știi? E ca și cum ai vedea un om cu Alzheimer că, știi, profită unii de el și fac la televizor scandal cu el. E chiar minunat să fim umani și să îngrijim bolnavii de Alzheimer, dar să nu-i punem în fruntea celei mai mari națiuni a lumii, da? Pe un post în care ai și buton nuclear. Zice Boris, mulțumesc, vorbea pe un ecran, era transmisia de la premierului britanic, pe altul era Scott Morrison din Australia, căruia tocmai dăduse cea mai secretă tehnologie americană nucleară, ok? Eu dăduse. Dar nu mai știa cum îl cheamă. Înțelegi? Deci am luat decizie de a-i anda lui ăsta tehnologie, lui ăsta zis să-i zic, știi? Știi cum i-a zis? Băiatul ăsta din Down Under, că Down Under e băieții care stau capul în jos în Australia, deci. Bine. Păi, deci, ce faci, mă? Bine că a zis că e kangur, știi? Mă gândeam că s-a supărat. Australia a fost supărare mare. M-am văzut și ce supărat e Macron, pentru că, vezi, doamne, Franța... Exact. Și a ieșit și Boer, așa zis că eu citit din presă, n-au fost informații. Bun, acum treaba e așa, că începusem, zici, domne, turnuri, da, turnuri, și zici, bă, da, bun, ce-au făcut serviciile americane? Nu știau că ăștia fac scandal. Să zicem că au intrat cu avioane, nu, așa, au intrat cu motociclete. Cu ce vreți voi? Bă, da, voi nu știați? Și, deci, atunci a început lumea să se uite dublu la serviciile americane de informații, care făcuseră măgări și până atunci, să fim clari. Deci, să nu avem dubii. Păi șahul iranian, cum a căzut el, altă discuție. O am mai făcut o dată. Dar o să ajungem noi la Iran în câteva luni din nou. Deci toată lumea cam strâmbat de în urechi, dar deveniseră de neoprit. Și zici, bă, mai ai încredere în ăștia? Nu prea. Da? După care a venit Lehman Brothers în 2008, în care toată lumea știe că agențiile de rating, SHIF, da, și una și alta, Standard & Poor's, Fitch, toate alea, au pus ștampilă AAA pe niște pachete de mortgage-uri puse împreună, care erau, înăuntru erau viermi și le-au vândut la bănci, inclusiv până Europa și până toată lumea. Și s-au fript cu ele. Da, derivate financiare, dragule. Asta... Dar ei au pus, au zis, luați-le că-s bune, bune, bune. Da, și când a căzut toată treaba, în momentul ăla s-a dus toată credibilitatea financiară a Americii. Da? Apoi a venit COVID-ul, care a făcut praf credibilitatea academică a Americii. Pentru că în momentul în care toată lumea zice nu, domne, virusul ăsta e venit de pangolin și afli că The Lancet de fapt e o glumă și că The Lancet e plătită de chinezi și că dă bani băieților nu știu care și că Institutul National Institute of Health dădeau bani la chinezi să studieze coronavirus și că tac ca niște merci acum, ca niște... Da? E clar că și Lancet vine și îți face studii pe date făcute de un indian cu două fotomodele de pe care aduna date de la 1000 de spitale. Vrăjeale, erau porcării acolo. Și la Lancet. Vorbind în penis. Și toată lumea, e clar că ceva acolo, putregaiul ăla. Bun. Acum, ceea ce se întâmplă în două etape, odată cu retragerea asta din Afganistan și odată cu scandalul Miley, care îi sună pe chinezi să le spună versuri. Nu vă invadăm. Ce se face? Se face praf ultima credibilitate pe care o mai avea America în fața oricui pe lumea asta, și anume militară. Tu aveai încredere că, bă, ăia te apără, da? Dar cum te apără? În momentul în care ai un șef de mare stat major care sună un omolog chinez și zice, domnule, eu sunt îngrijorat că Trump e nebun și o să pornească un război nuclear. Îl sună pe ăla și zice, America e stabilă.
Deci îi raportează starea, că s-au luat de articolul nostru pe net, că nu, domne, că nu-i raporta. Domne, când îți sun pe ăla și zici, stați liniștiți, suntem stabili. Tu îi raportezi lui ăla. Nu, dar în primul rând... După care spune, stai un pic, după care spune, există o carte publicată de doi jurnaliști de la Washington Post, Bob Woodward și Robert Costa, care ei spun, conform cărții Pearl, publicată, iese săptămâna asta, parcă. Și ei spun că chestia asta s-a întâmplat. Îl sună de două ori pe omologul chinez. Într-una din convorbiri spune, stați liniștit, mă cunoașteți de 4 ani de zile, dacă vă vom ataca, vă anunț în prealabil. Ce? Da? Deci șeful lui era Trump. Șeful lui direct era Trump. Nu știa nimeni că face convorbirile alea. Deci acum, și lumea vine și spune, nu, domnule, ăsta e un erou, nu e un trădător, că una și că alta. Și eu zic, bă, dacă asta nu e trădare, deci ce e trădare? Deci dacă eu sunt, să zic așa, pe poziții de adversar cu tine, da? Și eu am un lanț de comandă format din generali și soldați și unul din lanțul ăla de comandă, fără știrea mea, eu nu emit niciun ordin. De la sine putere sună adversarul și zice da, vorbim noi, spun eu, te previn, nu o să fie pe nepregătit. Cum adică nu-i trădare? Să vorbesc tot felul de civil de tâmpenie. E ca atunci când poliția anunță căutații. Băi, vedeți că vine razia. Păi, deci, 6. Dacă aia nu-i trădare, nu mai e nimic trădare. Aia e esența trădării. Tu să-l avertizezi pe ăla că stai niște, că ți-am asigurat eu spatele. Cum adică? Păi ce, te plătesc aia? Tu de cine ești? Cu cine joci? Da, nu, dar față de cine ai depus un jurământ? Păi nici mai... Bineînțeles că e uzurparea lanțului de comandă, că tu, de capul tău, sună generali americani. General americani și le spune așa de la state majore diverse și le spune dacă primiți un ordin de lovitură nucleară, nu-l executați fără știrea mea. Deși el n-are drept de veto. N-are. Acum și întrebarea vine și zice, întrebarea e, deci ăia știau și n-au raportat nimic? Că noi am aflat de asta acum. Și mechireștea doi de jurnaliști vin și pun cartea o aruncă de parcă, uite ce nebun era Trump. Să presupunem că Trump mușca lume pe coridoare pe acolo, pe Washington, în Washington DC, da? Încă la Casa Albă. Să presupunem că lătra la lună seara. Ok. De ce nu ieșiți frumos și ziceți, bă, ăsta a nebunit cu totul. Noi ne dăm demisia, că e dudul la cap. În plus că nu pornești un război nuclear din, dacă sunt eu Trump, îmi trag acum butonul din fund și am amorsat bomba. Nu, e un consiliu. Te întâlnești cu ăia, tra-la, e un timp de decizie, nu e chiar așa ușor. Da? Deci una la mână că jurnaliștii știau, au scris cartea asta 3 luni de zile și de ce n-au dat-o la serviciile știau asta? Măcar DIA trebuia să știe asta. Dacă știau ce au făcut, au acoperit-o. Dar dacă au acoperit-o, de ce au acoperit-o? Da. Serviciile de informații știau clar asta, că nu suni un gen, că n-a sunat pe ce telefon a sunat. Era clar că da. E circuitele, uzurparea lanțului de comandă, roșii. Trădare, curte marțială, toată lumea zbiară, în afară de democrați care îl fac erou. Mă, acum dacă vreți să vedeți dacă ăsta e erou, puneți-vă în șoșonii unui general de armată care are sau nu are planuri. Dar Trump nu se manifesta ca și cum vrea să atace China nucleară, în niciun caz. Dar se presupune că se manifesta. Ăla e comandantul, conform hârtiilor ălora, Constituție și toate legile alea pe acolo ce au ei. E comandantul Scott. Ăla făcea, bă, l-au ales, e nebun, ghinion, da? Uite ăsta, uite numele lui Scott Morrison. Bun. Vii tu și zici, bă, eu cred că nu e bine. Deci dacă armata a început să facă chestia asta la vârf, la nivel de general, poți să o uiți. De unde știi că nu-i sună pe aia să le dea secrete militare? De unde știi că nu-i sună să le spună de proiecte militare secrete ale NATO? Ce încredere ai în el, exact? No. Când îi sună pe aia să le spună, stai niște că nu o să vă atacăm, dacă vă atacăm, vă spun eu. Deci, Miley. E palpitant ce ne spui. America, dar nu le uiți până la ediția viitoare, pentru că a ajuns la super limită și București TV, care preia de la 22:30 emisiunea, nu se poate prelua că nu ajunge la timp. Așa că noi încheiem. Am discutat despre pașapoarte, despre niște studii unui israelian, unul american, de care nu vorbește nimeni, apropo de imunitate, și de necazurile
care i-au năpăstuit pe băieții ăștia de lumea financiară comunistă din China și care ne vor privi cu ochii hâzi, e răi, corect. Pe toți. Iar eu o să vă spun că atunci când vă spun băieții ce, cum va curge lapte și miere, să știți că dacă se schimbă guvernul și vine Partidul Social Democrat, nici nu scade inflația, nici nu scade prețul la energie, nici nu scadă prețurile la materiale de construcție și așa mai departe. Și că ei nu vă spun că toate problemele cu care vă confruntați astăzi și într-adevăr vă atacă portofelul, sunt probleme ale întregii lumi. Peste tot la acest moment, fără excepții, există inflație, există prețuri mari la energie, există prețuri mari la materiale de construcții, există probleme. Există pandemie peste tot. Oamenii de la București care vor neapărat să ajungă la butoane și la banii europeni spun că doar în România există și doar ai noștri sunt nepricepuți. Pe marți, toate cele bune!